Slăvit să fie numele Domnului! Iosua, capitolul 1, versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Aș dori, iubiții mei, acum la încheierea slujbei din după masa aceasta, pentru că putem să spunem lucrul acesta, după ce au fost atâtea mesaje, atâtea cuvinte frumoase de mulțumire, de urare pentru fiecare dintre noi, așa cum spunea și Cristi, nu are ce să mai zic și eu. Ce aș putea să vă spun în după masa asta, să vă captez atenția și să mă ascultați? O să petrică că să am un mesaj. Măcar 10 minute. Aș putea să o fac, oare? Doamne, ajută-ne! Cuvinte frumoase. Mulțumim lui Dumnezeu pentru 2023, pentru tot ceea ce ne-a dăruit. Un an frumos. Un an binecuvântat. Dumnezeu ne-a ajutat să fim în casa lui Dumnezeu după masa aceasta, să ne bucurăm de acest har împreună cu familiile, împreună cu familia lărgită. Mulțumim Domnului pentru ei. Amin. Și dorim Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vreau trei gânduri în seara aceasta, foarte scurt. Eu am probleme cu timpul, știți dumneavoastră lucrul ăsta și sper în seara asta să n-am. Trei gânduri foarte scurt. În acest cuvânt pe care l-am citit și să-l luăm pentru noi în 2024. 1. Abandonează trecutul. Nu mă refer la ceea ce spunea fratele Dino. Unii zic să uităm, să îngropăm. Nu vreau să îngropăm. Dar se întâmplă un lucru. Poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, iese din țara Egiptului și ajunge la frontieră, la granițele Canaanului. Ei trebuiau să intre în Canaan. Nu mai era Moise. Așa am citit. Ajunge conducător Iosua. Nu mai era Moise. Nu mai erau cei care au ieșit din Egipt. Era generația tânără. Și sunt unii care și în zilele noastre tot așa spun. Bă, dacă nu-i ăla la biserică, păi nu-i nici cum. Dacă nu-i ăla în frunte care să ne conducă, să ne ducă, păi nu putem mere. Dacă, știu eu, ne facem noi anumite gânduri și trebuie să fie cineva cu noi și îl vedem pe Iosua, tânăr, ajunge să conducă poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel. Și se teme. Și-i frică. Și-și pune semne de întrebare. Și atenție. Vine Dumnezeu și-i vorbește. Și cuvintele pe care îi le spune Dumnezeu și care vreau să le luăm cu noi în 2024. Cartea aceasta a legii. Amintea fratele Dani aici. Începem cu Dumnezeu, continuăm cu Dumnezeu și vom sfârși tot cu El. Slăvit să fie numele Domnului! Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta! Cugetă asupra ei zi și noapte! Și acum atenție! Căutând să faci tot ce este scris în ea, căci doar atunci vei izbuti sau vei izbândi în toate lucrările tale. Cor, tineri, adolescenți, familiști,
Emanuel. Domnul să ne binecuvinteze. Cartea aceasta a legii, cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de noi. Să lăsăm în urmă trecutul. Să lăsăm în urmă, știu eu, urcările pe munte sau pe culmi înalte, că a fost cu noi Moise. A fost cu noi. Să lăsăm coborările în vale, că dacă nu era Moise, nu ieșam de acolo. Sau dacă nu erau cei care au fost din Egipt. O generație tânără. Suntem porniți spre Canaan, suntem porniți spre împărăția lui Dumnezeu. Pleacă înaintașii noștri, ce facem? Ne oprim la graniță și nu mai intrăm? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, avem cuvântul lui Dumnezeu. Avem cartea aceasta a legii, care nu trebuie să se depărteze de gura noastră, de casa noastră. 2. Pune capăt temerilor. Câți nu v-ați întrebat sau nu ne-am întrebat? Câți ne-am spus? Oare ce aduce 2024? Culmea că avem și știri și ni se spun de tătie. Criză mondială. Criză, știu eu, de toate felurile. Ba, acum apare un nou virus. Plămânul alb. Ți-a auzit de el, nu? Tăi din China vine. Ce facem? Și ne preocupăm. Oare ce se va întâmpla? Frați și surori, în 2024, noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și popor al lui Dumnezeu, trebuie să alungăm sau să punem capăt temerilor. De ce? Dumnezeu este cu noi, slăvit să-i fie numele. E adevărat, 2024 pentru noi este un necunoscut. Pentru fiecare dintre noi sunt lucruri care, știu eu, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Israel, știți ce era în Canaan? Uriașă. O să ne întâlnim cu ei în 2024. O să ne întâlnim și să ajungem la hotarele Ierihonului. Și o să trebuiască să luptăm. Și ne temem, după acum. Aș dori Dumnezeu să ne binecuvinteze și fiecare dintre noi să alungăm teama. Și în 2024 să intrăm împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc în după masa aceasta pentru noi și să-l luăm pentru 2024, vreau să-l citesc. Te rog, afișează Cartea Exodului, capitolul 14, versetul 14. Vei ajunge să stai față în față cu uriașii. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iese Israel din Egipt, ajunge pe malul Mării Roșii și în spate era Faraon, cu armata. În față era Marea Roșie. Ce ai fi făcut sau ce aș fi făcut? Atâtea vești, atâtea știri, atâtea probleme care apar și vor apărea, spunea cineva. Să lăsăm necazurile. Să lăsăm problemele care vor veni în 2024. Și spunea omul acesta, și probabil e un cuvânt mai hazliu, așa, un frate păstor a zis. Zice, astea vin ca și impozitele. Nu se opresc. Sigur vin la fiecare dintre noi și o să avem probleme. Și o să avem necazuri. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce spune omul lui Dumnezeu Moise către copiii lui Israel când în față era marea și în spate era Faraon. Domnul se va lupta pentru voi. Ce să faceți voi? Stați liniștiți. Stați liniștiți, frați și surori. O să vină probleme. Probabil nu asta așteptați să vă spun.
Ați fi crezut că vă voi spune că o să fie numai flori și roz în 2024? Nu! Și Apostolul Pavel, când vorbește despre familie, zice, zice, toți aș vrea să fiți ca și mine. Dar zice, ființele astea avem necazuri. În 2024, frați și surori, vom avea necazuri. Dar atenție, să lăsăm pe Dumnezeu să lupte pentru noi. Și știți ce să facem noi? Să stăm liniștiți. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de casa voastră, de gura voastră, de familia voastră, de voi. În fiecare zi, 365 de zile, Dumnezeu să ne binecuvintează și să avem cuvântul lui Dumnezeu ca și îndreptar. Pentru că spune cuvântul Domnului, îndreptarul învățăturilor sănătoase. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Ce ai în gură? Îți vine vestea. Iertați-mă. Ai cancer. Ce faci? Îți vine vestea că a murit mama sau tata. Ce faci? Vor veni. Vor veni. Aș dori, frați și surori, prin toate necazurile, prin toate problemele, prin toate lucrurile ascunse nouă care ni le va aduce 2024, noi să stăm liniștiți. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt minunat și cu asta vreau să închei. Atunci când treci prin probleme, atunci când treci prin necazuri, atunci când treci prin suferință chiar, atunci când ai neajunsuri, știți ce face Dumnezeu? Pregătește și în mijlocul de a ieși din ele. Asta vreau pentru 2024. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să nu se depărteze de casa noastră, de mintea noastră, de inima noastră, de gura noastră și să lăsăm pe Dumnezeu să lupte pentru noi. Și doresc Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mă opresc aici și vă doresc tuturora un an binecuvântat, un an plin de binecuvântări, un an de prosperitate, un an de belșug. Dar dacă vor veni necazuri, dacă vor veni probleme și astea vor veni probabil la mulți dintre noi, să-L avem pe Dumnezeu de partea noastră și Dumnezeu să se lupte pentru noi și cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura noastră și Dumnezeu să ne ajute. Amin.